Bun venit la Starea Sănătății! Se estimează că 80% din populația globală care trăiește în mediul urban este expusă la un nivel de poluare care depășește recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. În 2016, poluarea aerului a fost corelată cu moartea peste 6 milioane de oameni, potrivit Institutului de Metrici de Sănătate și de Evaluare din Washington. Recent a fost lansată și la noi o scrisoare deschisă către clasa politică în care sunt solicitate planuri concrete pentru combaterea poluării aerului. Treaba e foarte groasă și la noi. Potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu, 27.000 de morți premature au fost cauzate de poluarea aerului în 2015 în România. În 2018, un alt raport al aceleiași agenții, intitulat Calitatea aerului în Europa, arăta că în ciuda micilor îmbunătățiri, poluarea aerului continuă să depășească limitele și recomandările OMS. De asta e important să înțelegem cum ne afectează direct poluarea aerului sănătatea și cât de important este să cerem măsuri urgente din partea clasei politice. Eu, locuind în Ploiești, patria poluării, nici nu știu cum de sunt încă în viață. Efectele imediate ale poluării sunt destul de greu de ignorat. Lăcrimarea ochilor, tusea și dificultatea de a respira se numără printre cele mai comune reacții. Mai puține se știu însă despre cum ne sunt afectate creierul și inima. În plus, expunerea femeilor însărcinate la niveluri mari de poluare a fost pusă în legătură cu o incidență crescută a pierderilor de sarcină, a nașterilor premature și cu dezvoltarea tulburărilor din spectrul autist și a astmului în cazul copiilor. Particulele fine ne afectează sănătatea cardiovasculară, întărind arterele și crescând riscul de atac de inimă și atac cerebral. Cercetări mai recente au scos în evidență și faptul că poluarea ar juca un rol în dezvoltarea unor boli degenerative ale creierului, precum Alzheimer, Parkinson și schizofrenie. Ce-i de făcut? Să ieșim mai des în aer liber, să facem mișcare în locuri cât mai puțin poluate, să evităm să ieșim din casă la ore de vârf când traficul este intens, să consumăm multe fructe și legume care să ne ajute organismul să combată efectele poluării. Toate acestea însă nu vor compensa absența unor politici eficiente de reducere a poluării aerului. Așadar, presiune pe autorități, fraților. Vă aștept diseară de la 10 fix la Starea Nației.